parte din fondul acesta, așa. Unde vin cu mare dor. Și să vă mulțumesc și dumneavoastră pentru faptul că sunteți prezenți aici. Doar atât să spun, când am făcut coperta, m-am gândit direct la Mihai Vintilăzi. Asta mă face praf. Tocmai de ce am dat. Da. Când domnul profesor Iurel Toma mi-a solicitat, m-a dat o șefă, cu mare drag, eu am rămas întâmplat. Și am mers acasă și am spus, uite ce mi s-a întâmplat. Că a fost cea mai frumoasă întâmplare din acea zi. O promisiune domnului profesor, să spun așa, domnul profesor, nu știu dacă calul bătrân sau boul bătrân îl învățăm la jug acum, dar încerc să fac lucrul ăsta. Avem cuvântul din sală. Care să dăm doamnelor? Dacă se poate, câteva cuvinte, vă rog. Mă numesc Paola Burău, sunt ziarist și am fost colegă cu Virgil. Ce vreau să vă spun? În primul rând, noastră, domnule profesor Viorel Coman. Până când, sau dacă nu ar fi fost ziarist Virgil Matei, Virgil Dan Matei, și dacă nu ar fi trecut prin câte a trecut, în sensul că la orice oră, din zi și din noapte, trebuia să plece, nu știu, oriunde în județ, pentru că așa trebuia, n-avea cum să observe amănuntele despre care vorbeați. Și meseria de ziarist, să știți că nu este chiar așa de aruncat peste bord. Jumătate din cei aici în sală sunt ziariști și nu vă supărați. Chiar dacă nu toată lumea ajunge la înălțimea studiilor dumneavoastră, ziariștii merită o mare onoare. Măcar pentru faptul că se apleacă, da, măcar pentru că se apleacă la fiecare parte și stă și l-ascultă. Și merge prin noroi și prin zăpadă și ajunge la locul la care trebuie să ajungă. Deci meseria de ziarist nu este de neglijat. Cât despre teama lui Virgil, nu are nicio teamă, n-a avut niciodată. Dacă vreți să știți, a fost cel mai bun ziarist din cadrul colectivului de la ziarul Libertatea. Nu este o laudă, este o realitate. Toți cei de aici o pot confirma și care au fost colegii lui. Deci nu mai neglijați și nu mai jigniți meseria de ziarist, că mă jigniți personal. Și vreau și eu să vă invit la lansarea mea de carte și vreau să n-aud aceeași chestie, știți, nu știu cum. O să mulțumesc foarte mult. Suntem cam răi. Suntem răi de gură. Asta e. Mai pot. Dacă atât s-a înțeles, iertarea mea. Vă rog. Pare da. Bun. Ok. Mă numesc doamnă, sunt din... Haideți să ascultă, vă rog. Mai puțin. Sunt din Constanța și plecând de la titlul volumului, Întâmplări de peste zi, încerc să îndemn pe domnul Virgil Matei să treacă de la gazetăria mare la literatura mare, așa cum a spus și dânsul, fără de a considera gazetăria o ocupație liberă, cu un catren. Știți ce se vorbește acum? Este drept, mai mult în șoapte. Va urma un nou volum. Întâmplări de peste noapte. Imediat, toată lumea o să vorbească, doar mai puțin, ca să respectăm o ordine. Haideți. Imediat. M-am grăbit să prind loc pe lista vorbitorilor, pentru că văd că e cam afluență, e un fel de hemoragie de vorbitori și asta e bine, dar eu m-am încărcat să prind un loc, de-aia tot făcut semne acolo, disperate, să prind și eu un loc de vorbitori.
câteva idei pe care vreau să le subliniez despre Virgil Matei, despre carte, fără doar și poate, pentru că este eroul principal al acestei întâlniri. Într-adevăr, domnia sa este un jurnalist, este un gazetar, unul de excepție, unul cu calități. A fost jurnalist, și asta e un lucru foarte important, a fost jurnalist și înainte de 89 și după 89. Și aș spune în felul următor, dacă despre copertă s-au adus anumite critici, anumite păreri, eu am văzut altceva pe coperta respectivă. Și anume am văzut că un gazetar dinainte de 1989 avea ca instrumente de lucru, în principal, carnetul de reporter și creionul. Nu avea reporterofoane, nu avea, eu știu, microfoane, nu avea alte mijloace tehnice pentru a înregistra un dialog, o informație. Ori pe acea copertă de care s-a făcut atâta vorbire, exact acest lucru îl vedem. Adică îl vedem pe Virgil Matei, și tânăr, și frumos, și de vreme acasă. Dar care are, ce are ca instrumente? Are carnetul de report și creion, cu care consemnează acel lucru. Și acum, trecând mai departe, îl rog și eu, la fel cum s-a mai făcut aici, îl rog și eu să treacă la treapta aceea superioară a literaturii de ficțiune. Pentru că are capacități, are imaginație, trebuie numai să-și stabilească o structură etică pe care să o urmeze și să-și pună imaginația, să-și o pună la lucru. Și următoarea copertă, pe următorul roman, care va fi un roman de ficțiune, să apară altceva. Să apară Virgil Matei ca un scriitor, adică la tastatură și în fața unui monitor, cum compune romanul respectiv. Asta-i doresc și pentru că nu vreau să vă rețin prea mult, am făcut și o mică încercare, nu știu în ce măsură o să vă placă, dar am zis în felul următor. Este de fapt un... nu este o epigramă, nu este epigramă. Am zis așa, întâmplările din carte au și tâlc și poezie. Credem că au și parte și de multă omenie. Eu nu sunt Constanța, fac parte din grupul de curci care au migrat spre vârst. Nu suntem morți, dar am venit bine la sugestia domnului Anie Glagnuc, am venit prima dată la lansarea domnului Matei. Și vedeți și un cartel epigramatic domnul Matei. Domnul Virgil Matei, scuzați, vă rog, eventualele aritmii, pentru că am folosit ca vers titlul peste. Întâmplări de peste zi, super trăite la lansare, îmi sugerează o întrebare. Bufetul are unde o fi? Și eu, domnul Șarpsen, am cu de la Vaslui. Te felicit sincer și vreau să spun o întrebare. Întâmplări de peste zi, tu le-ai scris de întâmplare. am văzut, dar stau în spiță înainte și o să ajungem la patrulă. Da, eu am citit cartea domnului Virgil Matei de peste zi și n-am putut să mă abțin să nu notez și câteva impresii. Pentru simplu fapt că m-a impresionat. Impresiile acestea le-am păstrat, sunt deja pe internet, într-un cadru cultural, și mi-am intitulat aceste impresii Firescul Absolut. Cu deplină responsabilitate, fără a șovăi că greșesc, pot defini în cele două cuvinte din titlu cartea lui Virgil Matei, Întâmplări de peste zi, carte pe care am citit-o de curând. Dar nu cred că o voi termina vreodată. Ea este la orice pas. Este în noi. Este viață. Este pe stradă. Este în oameni de lângă noi. E mama fiecăruia. Este un univers de observație a lumii în care trăim. Ne naștem și umblă o viață prin toate colțurile lumii.
dar puțin deschidem ochii pentru a ne vedea și pe noi. De aceea se nasc oameni ca Virgil Matei, pentru a ne arăta clipele adevăratelor trăiri pe care le pierdem în tăvălumul de neoptic al timpului. Firescul și simplitatea povestirilor nu vin numai din întâmplările de peste zi. Cuvântul românesc, regionalismele, dar și arhaismele care nu trebuie scuitate, conturează literatura din acest volum într-un tablou pur românesc. Iar asta trebuie să fie o mândrie pentru noi toți. Pentru că, dragi cititori, sau viitori cititori a acestei cărți, am cam pierdut albea cu apă cristalină din România. Poluată la orice pas de indivis, certați cu gramatica, dar clar intenționat să ne prostească și să ne facă să ne pierdem identitatea românească. Observația se poate aplica la orice discurs politic, de politician, la chiciurile industriei de divertisment, dar și mai grav, la multe creații din literatura contemporană. Cartea lui Virgil Matei nu este numai literatură, și o spun cu certitudine. Este și un manifest de apărare a limbii române. Și nici nu aș ezita să-l pocnesc cu cartea peste gură pe cel care pocește limba română. Iată și un motiv pentru care România merge prost. Pentru că se vorbește prost românește. Și asta se vede clar, nimeni nu o poate contesta. Pentru mine personal, narațiunea lui Virgil Matei curge așa de armonios și melodios încât parcă următorul cuvânt din frază, care vine la rând sub ochii mei, l-a scrie chiar eu. Intuiția de a-mi imagina ce ar urma să se scrie în povestire nu vine din talentul meu nativ, ci din normalitatea stărilor în care trăim. Din construcția noastră umană, așa cum bine ni le descrie Virgil Matei. Firescul absolut e ștampila fiecărei povestiri. Virgil Matei, satul natal autorului, omniprezent în mai toate povestirile din carte, ne face mai nostalgici, mai cu dor de locurile natale. Ne regăsim într-o aducere aminte până și în gardul curții ridicate de bunicii noștri sau în potențul putrezit de vreme al cățelului, membru și el al familiei din copilăria noastră. Și cum să nu lași o lacrimă pentru apuse vreme? Renașterea lor în sufletul nostru este mult mai înălțătoare atunci când cei care ne lasă într-o carte imagini sepia ne răscolesc cu nostalgie cutremurătoare. Sentimentul celor care nu-și uită locul din care a plecat este o virtute. Iar virtutea de a păstra o vârșie a neamului prin cuvântul scris merită un loc special într-o bibliotecă. Nu pentru că ar fi locaș de cultură, ci pentru ca tânăra generație să culeagă cartea din raft cu dorința românului de a ști cine e în această țară, predând ștafeta craiului limbii române generațiilor viitoare, așa cum a făcut și strămoșii noștri. Multe povestiri din carte mă propusează în trecut, la vârsta tinereții. Și atunci nu poți rămâne indiferent când se vorbește despre tine, se scrie despre tine. Absorb cuvânt cu cuvânt. Parcă vine pe limbă să vă povestesc pe scurt câteva minute nate întâmplări de peste zi, dar mă abțin. De ce? Simplu. Citiți cartea și veți găsi răspunsul. Lectură plăcută, doamnelor și domnilor. Mă numesc Gabriel Cananie, sunt supranumit, poate exagerat, amiral al umorului românesc și încep o clipă de zâmbet. Suntem patru puci cavaleri ai apocalipsei de cărți de la semnate Virgil Matei. Am venit de la Constanța. Dan Norea, președintele Clubului Umorilor, inginer Pondier, scriitor de umor, ridică-te, Dane, să-i palme. Este strălucitor din temelie până la chelie. Ionor Ruse, talentat epigramist, și-a dobândit strălucirea minții. Ioane, ridică-te, să arăți din zi. Și Ionuț Daniel Ciucă, singurul procuror cu umor din Constanța, scrie foarte bine și dacă nu l-ascultați, vă poate reține. Deci lui Virgil Matei și Andra Micală la lansarea cărții. Virgil Matei este deja un nume în peisajul literar brăilean și nu numai. Cartea de reportaje întâmplări de peste zi, întâi o voi răsfoi, apoi o voi citi noaptea,
dat fiind și tenul mai întunecat măslinul a scriitorului, asta nu înseamnă că văd negru înaintea ochilor. Sunt sigur că între pagini se simt urmele de Mărchinești, de Vrancea, și că este un volum plin de vin și astăzi de Tulburel, altfel n-am fi venit la el să-l cinstim cartea și să-i bem licoarea. Urmarea vom merge la hotel cu mințile pline de Tulburel, vom citi încă 2-3 chile din el și apoi vom cânta în cor bun vinul de Mărchinești, pe Gil Matei să trăiești, să mai scoți astfel de cărți, că bani vei primi din părți. Sunt un bucovinean, un costănțean, dar am fost și brăilean 5 ani aici, trăind literar, am avut și eu un trecut de publicat la Ziar, caricuțist, umorist și un pic de comunist. Atunci nu l-am cunoscut pe Virgil Matei, n-am știut de-al său Condei, dar mă bucur acum și îl salut, îl felicit și îi doresc. Împliniri și bucurii, multe cărți în librării, glorie, prietenii, inundații, grasii, sănai, să ai bani, să ai balută și nimeni să nu te supere. Da, haideți să terminăm cu grupul din Consta, cu Sașii Voștri. Mă lăsesc că eu Daniel, locotenentul umorului românesc. Sosit aici din alte părți, afirm bazat pe argumente că n-am citit aceste cărți, dar pot să spun că sunt excelente. Nu cred că m-a plecat cineva din această cameră fără acea expresie și imagine a cadrelor curăind, care va urmări că multe se dea acolo. Și când hormonii spârâie, spărgându-se baremul cadrelor ce pârâie, eu le prefer haremul. În fine, sfatul nepoțicii, după o idee a domnului profesor Coman, luând acum seama, îți spun în fapt de zori, tataie, lasă seama și a zvârle cornul ciori. Rămâne tot la epigramă. Fiind prezent la a patra lansare a Betinului Matei, am două gânduri să le exprim ca de obicei. În nopți albe, cu întâmplări de peste zi, nespus de încântat fiind, vă spun că în noapte mă trezi, citind. Pasiunea creației și pasiunea creației, ziarist cu școala vieții, om al străzii după unii, i-am trecut pe toți drumeții. Prin ce a scris e printre bunii. Nu, cu dumneavoastră, da. Și după aceea... Nu. Avem epigrama, va continua și după aceea... Domnului Mergeu Matei, la lansarea cărții, întâmplări de peste zi. După titlu, un brac de octombrie. Toamna a venit cu bruma și cu nos ceva mai gri. Matei ne spune acum întâmplări de peste zi. Și iar un titlu veșnic, ținându-se de mână. Doi soți, mai acum o săptămână, dânsii se țineau de mână. Ăsta-i purul adevăr, iar acum se țin de păr. Iar avionul ucigaș. Un tip a fost coborât, așa am aflat din presă, și că l-aș fi doborât, dragoste de stoadeză. Și care te-a îmbrăcat? Pentru titlul acum. Care l-a îmbrăcat pe el să îmbrace și un bătrân el, că acum iarna vine și n-are bani nici de pâine. Și marinică, care vinde ziare, un vânzător de ziare, ce umbla prin piața mare, nu știm de la autor și de oameni vânzători. Bătrânul și cornul s-a despărțit. Mulți se zbat dintre români pe o piață a concurenței, sperând unii din bătrâni și un corn al abundenței.
și gazetăria pentru Virgil Matei. Este pentru el o boală și nu sunt deloc secrete. De pe când era la școală, la gazeta de perete. Virgil Matei în armată. Alarma când a sunat, atunci când era soldat, plecând sunetul alarmei dincolo de 4 arme. Vă mulțumesc! Ai epigrame? Da. Da. Pentru Matei Virgil, ocazia lansării cărții sale. La Mărținești este astăzi sărbătoare, pentru că pentru această frumoasă lansare, 3 zile se dansează și se chefuiește pe muzica caracului lui Iisus de Pește. Te mai... Te dai tânăr decât... Te dai mai tânăr decât alți colegi, problema pare serioasă. Dacă te uiți, bineînțeles, cauza că nu... Cauza e că nu prea stai pe acasă. Nevasta ta e mândră fată și te amintește deseori ce bărbat ai fost odată și de maxim 2 ori. Autor să-mi dai autograf, să-mi dai că e firesc. Îți cer că astăzi tu ești autor să-mi amintesc că de tine pe mod prietenesc, căci eu nu te văd nemuritor. Acum, pentru succesul obținut, noi toți cu drag te-am susținut pentru splendida ta lansare la mulți ani și la mai mare. Acum la sfârșit aș spune că am făcut de ture glume, dar unele cam dărate și ar cam trebui uzate. Felicitați la familia Matei. Sunt Nicolae Matei, sunt fratele la povestirea acasă catrenul orientare. Cobori în grădiștea de jos, urmezi apoi unii curcuși. De vrei să vei mai sănătos, te oprești acasă la fănuș. La povestirea Marița Cobzărița. Marița Cobzărița era și nevoitoarea satului Mărtinuș. Repetase în dese rânduri neacul ce i l-a prescris. Virgil n-a mai stat pe gând, s-a și apucat de scris. Stai mai în lumină. Mulțumesc, domnul Amiram. Toată stima și tot respectul. Pește pe malul Bosforului. Pești, cadine și rulmenți. La Stambul, patrula căuta clienții. Nu mai merge scula, s-au gripat rulmenții. Fratele meu, când eram în copilărie, am petrecut-o împreună, am fost de vârstă apropiate, 2 ani de spate, eu sunt mai mare cu 2 ani decât el. Și când eram de acasă mic, el dispăra, sau o fila, plecat de acasă. Am lăsat toate treburile gospodării pe mine. Și acum nu știam unde se duce, dar m-am lămurit unde a fost, lămurire. Dispărea inopinat, fără vreo justificare. Abia acum am aflat, era în documentar. Virgil Matei, electrician urziarist. Electrician pe tură, foarte bun specialist, fiindcă a dat bine din gură, a ajuns și ziarist. Electricianul scriitor, Virgil Matei. O schimbare pe moment, a făcut Virgil Matei. A dat pana de curent și o pană de scrise, Condei. Și acum am să-i reproșez ceva, sper să nu se supere. În cartea lui apar multe personaje, mai puțin părinții noștri. De mama amintește în anumite povestiri,
tata apare și el sporadic, dar fratele lui tata, nenea Onu, a așezat lângă Sfinți. Și am un catren intitulat Reproș. Pe nenea Onu l-ai slăvit, așezându-l între Sfinți. Prea puțin ai amintit și de dragii mei părinți. Vă mulțumesc! De la Turcia, Mihai Mădășan, un dat un oameni de român. Domnului Crișel Matei, și nu numai, un ziar scrie azi, ca și înainte, de înroșește clapele. Are atâta har și minte de îngheața apelui. Mai avem intervenții din sală? Ajunge, nu? Bun. Păi, atunci să facem un moment de încheiere, nu înainte de a vă spune cel puțin două lucruri, dar mai undeva. Ca să nu vă speriați că vorbesc prea mult. Pentru luna octombrie, următoarea întâlnire, pe care o să avem aici fix peste două săptămâni, deci de astăzi în două săptămâni, pe 12 octombrie, la aceeași oră 17, profesor Băcanu ne va invita la poezie. Vom avea așadar lansarea unui volum de poezie, la care vor fi invitați să vorbească domnul Constantin Gerdinoiu, da, pe care nu l-am mai văzut de mult aici. Ne bucurăm să-l avem alături de noi. Apoi domnul Cornel Antoniu și pe cine încă domnul profesor. A treia. Oricui îi face plăcere. Oricui îi face plăcere. Răspuns diplomat. Bun, îmi permiteți ultima oară. Știu că cărți se scuzească. Se scot foarte greu, cu cheltuiel. Nu se recuperează niciodată banii pe el. Așa că am văzut cărțile domnului Matei. Apropo de cheltuielul cu bufetul și cu mergul. L-au ajutat teribil panii, veniți aici cu mic, cu mare, să scoată cu lansarea banii și mai avea prin buzunar. Bun, acesta era al doilea lucru pe care vreau să vi-l spun, că autorul vă invită după aceea la o atenție, o mărțină.